Așa cum azi este seara cadourilor, vreau să fiți atenți, pentru că la urmă, cei care mă vor ajuta să facem o recapitulare la ceea ce voi spune eu, vor primi câte un cadou. Iată, deja unul l-am aici. Așa că, copilași, fiți foarte atenți, dar nu numai copilașii, și cei maturi. Eu vreau în seara asta să vă spun 10 lucruri. Este ușor să le memorizați cu 10 degete la mâini. 10 lucruri care îi descrie pe creștini adevărați. Și în timp ce veți asculta, copilași, vedeți dacă voi sunteți creștini adevărați. Și dacă cumva vreunul din lucrurile celea nu vi se potrivește vouă, atunci după ce veți asculta, grăbiți-vă să le faceți așa cum vi le voi prezenta eu, ca să fiți creștini adevărați și să-L sărbătoriți pe Domnul Iisus Hristos, nu numai la Crăciun, dar în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare clip a vieții voastre, să-L sărbătoriți pe Domnul Iisus Hristos, care este Împăratul Împăraților, Mesia. Primul lucru care îl descrie pe un creștin adevărat este acela că el îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima lui, cu tot sufletul lui, cu toată puterea lui îl iubește pe Dumnezeu. Dumnezeu este prioritatea lui. Cel mai mult îl iubește pe Dumnezeu un creștin adevărat. Nu mai există un alt lucru sau o altă persoană pe care un creștin adevărat ar iubi mai mult decât pe Dumnezeu. Nu se ridică nimeni mai sus în importanță decât Dumnezeu pentru un creștin adevărat. Al doilea lucru care este caracteristic pentru un creștin adevărat este că el crede în Domnul Iisus Hristos. Și el crede nu cu o credință de aceasta care noi credem că există luna, credem că există soarele, credem că există nu știu ce, o credință care nu implică nimic, nu implică nimic personal. Nu! Un creștin adevărat crede din toată inima în Domnul Iisus Hristos, crede că El este Fiul lui Dumnezeu, crede că Domnul Iisus Hristos este Mesia, crede că Domnul Iisus Hristos este Împăratul Împăraților și ascultă de El, se supune Domnului Iisus ca și Împărat al Împăraților. Al treilea lucru pe care îl face un creștin adevărat este aceea că un creștin adevărat a avut un moment în viața lui când s-a pocăit. A avut în viața lui un moment când a crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos și și-a dedicat viața Domnului Iisus Hristos. El și-a trăit viața pentru El, străind de Dumnezeu înainte, nu-i păsa de Dumnezeu, nu-i păsa de mântuirea lui, de sufletul lui, dar în ziua când a crezut în Domnul Iisus Hristos din toată inima, atunci a făcut un legământ cu Domnul Iisus. Credința aceasta în Domnul Iisus, tocmai prin aceasta s-a manifestat, că a încheiat un legământ cu Domnul Iisus Hristos și potrivit cu legământul acesta și-a dedicat total viața Domnului Iisus, și-a dăruit total viața Domnului Iisus. Și din clipa aceea, Domnul Iisus este Domnul lui, Împăratul lui, și el se supune Domnului Iisus ca și un rob care se supune stăpânului său, ca și un ostaș care se supune generalului său. O supunere totală are un astfel de om față de Domnul Iisus Hristos. Al patrulea lucru important care îl caracterizează pe un creștin adevărat este că un creștin adevărat se botează și se botează prin credință. Domnul Iisus Hristos s-a născut în Ieslea din Betleem, a trăit pe acest pământ, a murit pentru păcatele noastre, a fost răstignit la crucea de la Golgota, după aceea peste 3 zile a înviat, apoi, peste alte 40 de zile, s-a înălțat la cer și înainte de înălțarea lui le-a dat porunci apostolilor. Și le-a zis așa, mergeți în toată lumea. Și când a zis toată lumea, a inclus și poporul nostru. Apostolul Andrei a ajuns până aici. Le-a zis, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia aceasta a mântuirii, a împărăției lui Dumnezeu, la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Un adevărat creștin, el se botează prin credință. După ce a crezut în Domnul Iisus Hristos, se botează și prin aceasta el dovedește că s-a dedicat total și deplin Domnului Iisus Hristos și lui Dumnezeu. Al cincilea lucru important pe care îl face un creștin adevărat este că el studiază cuvântul lui Dumnezeu zilnic, pentru că el vrea să cunoască voia lui Dumnezeu ca să o împlinească în viața lui. Un creștin adevărat nu se va despărți niciodată de Biblie. Am întâlnit oameni care au zis că sunt creștini, dar în viața lor n-au deschis Biblia. Acum recent am zburat într-o țară îndepărtată și în avion am stat alături cu o doamnă
Și când am vorbit cu ea și am întrebat-o ce cărți sfinte a citit ea, a zis că este creștină și a făcut semnul crucii când a decolat avionul, dar când am întrebat-o ce cărți sfinte a citit, în viața ei a citit numai Coranul, dar Biblia n-a citit-o niciodată. Nu așa este la creștini adevărați. Un creștin adevărat nu doar că a citit Biblia din scoarță în scoarță, un creștin adevărat citește Biblia zilnic, pentru că un creștin adevărat vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască voia lui Dumnezeu, să cunoască ce vrea Dumnezeu de la el. Și un creștin adevărat așa de tare iubește pe Dumnezeu că abia așteaptă să-L cunoască pe Dumnezeu din Sfintele Scripturi și să facă așa cum scrie acolo. Alt lucru important care îl descrie pe un creștin adevărat este că el se roagă zilnic și el se roagă în orice împrejurări. Un creștin adevărat nu se roagă cu niște rugăciuni doar învățate pe din afară, care de multe ori nu se potrivesc contextului în care se află el. Nu, un creștin adevărat se roagă așa cum se roagă un copil la tatăl său. Cum te rogi tu la tatăl tău? Când ai o nevoie, nu vii să spui ceva învățat pe din afară care nu are nicio legătură cu nevoia ta. Tu vii la tatăl tău sau la mama ta și îi spui nevoia ta așa cum este. Uite, așa un creștin adevărat, el totdeauna se roagă la Dumnezeu, petrece timp în rugăciune și el își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu. El îi spune nevoile lui, toate nevoile lui, toate retrăirile lui. Tot ceea ce simte el, el îi spune lui Dumnezeu, are cu Dumnezeu o comunicare zilnică prin rugăciune. Creștinul adevărat se închină lui Dumnezeu. Ați văzut deja în șenetă, ați văzut ce înseamnă închinarea. Închinarea înseamnă o proșternere totală înaintea lui Dumnezeu. Și închinarea aceasta se manifestă și prin felul cum îl slăvim pe Dumnezeu, cum îl închinăm, cum ne închinăm noi, cum îi cântăm slavă lui. La Biblie este scris despre apostolul Pavel împreună cu un alt ucenic al său, Sila, și atunci când au fost bătuți, într-o zi au fost bătuți foarte tare, aproape erau morți de tare ce au fost bătuți, pentru că au spus altora Evanghelia. Au fost duși la închisoare, au fost băgați în temnița cea mai dinăuntru, temnița cea mai bine păzită, protejată. Și în temnița aceea nu era destul că i-au bătut așa de mult, nu era destul că aveau lanțuri la mâini și la picioare, le-au mai băgat mâinile și picioarele în niște butuci. Dar așa cum stăteau ei acolo, în momente așa de grele, oamenii aceștia la mijlocul nopții au început să-L slăvească pe Dumnezeu. Au început să cânte la adresa lui Dumnezeu, inima lor plină de bucurie îi dădea slavă lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut o mare minune. Așa deodată, la miezul nopții, s-a stârnit un cutremur așa de mare, s-au cutremurat pereții închisorii și s-au rupt butucii de la mâinile și de la picioarele lor, s-au dezlegat lanțurile, s-au rupt ușile închisorii și un înger le-a spus, i-a poftit să iasă afară și au plecat acasă. Uite așa făceau creștinii din toate vremurile, creștinii în orice împrejurări și atunci când le este bine, ei îl slăvesc pe Dumnezeu, îi cântă slavă. Atunci când le este rău, ei tot îl slăvesc pe Dumnezeu. În orice împrejurare, ei îi dau slavă lui Dumnezeu, îi cântă din toată inima, îi aduc imnuri de slavă lui Dumnezeu și o fac aceasta cu bucurie. Așa procedează creștinii adevărați. Un alt lucru, al optulea lucru care îi descrie pe creștinii adevărați, este că ei spun la toți oamenii despre Domnul Iisus Hristos. Ei le vorbesc la toți oamenii. Dacă ar afla cineva despre așa un medicament care vindecă cancerul și ar ține numai pentru el, s-ar vindeca el singur de cancer, dar n-ar spune la nimeni despre asta. Așa e că noi l-am considerat criminal pe un astfel de om. Este un adevărat criminal cel care a aflat vindecare, tămăduire, remediu pentru cancer sau pentru SIDA sau pentru o altă boală și nu vine să o dea la toți. Iată așa, dragii mei, toată omenirea este bolnavă de o boală mai rea ca cancerul, mai rea ca SIDA, mai rea ca orice altă boală din lume. Toată lumea este bolnavă de păcat. Păcatul aduce moartea. Plata păcatului este moartea, moartea veșnică, o despărțire veșnică de Dumnezeu. Plata păcatului este focul iadului. Însă Domnul Iisus Hristos a venit ca să ne aducă iertare, să ne răscumpere, a venit să plătească El pentru noi. Și dacă noi, creștini adevărați, am aflat aceasta și am primit iertare de la Dumnezeu, am primit bucurie de la Duhul Sfânt, am primit o viață transformată,
Nu mai suntem robii păcatului cum am fost altădată. Cum putem noi tăcea despre un astfel de lucru să nu spunem la alții? Un creștin adevărat totdeauna le va vorbi altor oameni despre Domnul Iisus Hristos. V-am pomenit în seara aceasta despre Pavel și Sila cum au stat în închisoare. Ei, tocmai pentru că le spuneau tuturor oamenilor despre Domnul Iisus Hristos, au fost bătuți, au fost băgați la închisoare, însă ei n-au încetat să spună despre Domnul Iisus. Și acolo când erau în închisoare, tot despre Domnul Iisus cântau, despre Domnul Iisus vorbeau, propovăduiau și toți ceilalți deținuți stăteau și ascultau în liniște, ascultau mesajul Evangheliei, l-au crezut și au fost mântuiți și ei. Adevărații creștini, adevăratul creștin, iubește Biserica lui Hristos. Și vreau să vă zic, biserica nu este o clădire. Biserica este adunarea tuturor celor care sunt răscumpărați de Dumnezeu. Toți creștinii adevărați alcătuiesc Biserica lui Hristos. Biserica nu este o clădire, biserica nu este o confesiune aparte. Unele confesiuni au încercat așa să creadă că numai ei alcătuiesc biserica și restul nimeni nu mai sunt biserica. Nu, biserica sunt toți acei care îl iubesc pe Domnul Iisus din toată inima, care au crezut în Domnul Iisus, a căror viață a fost transformată, care au fost născuți din nou, oameni care trăiesc într-o deplină ascultare de învățătura Domnului Iisus Hristos, așa cum o găsim scris în Noul Testament, oamenii aceștia alcătuiesc biserica. Și creștinul adevărat iubește biserica, iubește pe ceilalți sfinți, nu stă acasă, nu se închide în casa lui și merge la biserică doar de două ori în an, la Paște și la Crăciun. Nu, un creștin adevărat abia așteaptă să se întâlnească cu biserica, abia așteaptă să se întâlnească cu sfinții, cu ceilalți creștini. Cea mai mare plăcere, cea mai mare bucurie și împlinire o are atunci când se întâlnește cu ceilalți creștini. Ei sunt frații și surorile lui. Și creștinii nu se adresează unii la alții, frate și soră, doar așa, de dragul lumii. Ei se adresează pentru că așa sunt ei, într-așa o relație a pus Domnul Iisus Hristos pe ei. Creștinul adevărat va merge sistematic la întâlnirile bisericii, la serviciile de închinare a bisericii, se va închina și el, va fi gata să le slujească altor sfinți cu tot ce are el. Iată așa cum tinerii aceștia, vedeți, și maturi, și copii, și vreau să vă zic, acolo este o masă pregătită. Femeile, sfintele din biserica aceasta, ele au pregătit masa din dragoste pentru alți sfinți, din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, au făcut fiecare ce au putut mai bine și au făcut cu toată bucuria. Așa că să mâncați și să vă bucurați și să aveți un timp plăcut, pentru că toți au făcut-o cu dragă bucurie. Așa procedează creștinul adevărat. Iubește biserica, nu se separă de biserică, ci invers, merge la biserică, caută să meargă totdeauna, să se implice în biserică. Și nu doar așa, ca să vină să fie un ascultător pasiv. Este unul care dorește să participe, să dea ceea ce poate el ca să le facă bine și să le aducă bucurie copiilor lui Dumnezeu și nu numai lor, ci la toți oamenii. Creștinul adevărat îi iubește pe toți oamenii ca pe sine însuși. Așa îi iubește creștinul adevărat. Cum te iubești pe tine însuți, așa trebuie să iubești și pe alți oameni. Odată un învățător al legii l-a întrebat pe Domnul Iisus: și cine este aproapele meu? Cine este aproapele meu ca să-l iubesc așa ca pe mine? Domnul Iisus i-a dat un exemplu, pilda bunului samaritean. I-a vorbit despre un om care a nimerit între tâlhari, a fost bătut rău, a rămas aproape mort. A trecut pe alături de el un preot și n-a făcut nimic, a mers mai departe. L-a văzut căzut între tâlhari, dar nu l-a ajutat cu nimic. A mai trecut pe alături un levit care era tot un fel de preot, un cântăreț de la templu. A trecut și el indiferent și s-a dus în drumul lui. Însă a trecut un străin, un samaritean, și când l-a văzut, era în călătorie, era și el grăbit, avea călătorie lungă, dar când l-a văzut, s-a oprit, a luat vinul lui și i-a spălat rănile, a rupt din hainele lui și a făcut cordeli ca să-i lege rănile, l-a urcat pe măgarul lui, l-a dus la un han, a plătit din banii lui și a făcut tot ce a putut pentru aproapele lui. Iată așa ne învață Dumnezeu ca să procedăm noi. Și adevăratul creștin îi iubește nu doar pe creștini, nu doar pe cei din casa lui, îi iubește pe toți oamenii. Îi iubește inclusiv și pe vrăjmași. Și la vrăjmașii lui tot le face bine, că așa Domnul Iisus ne-a învățat. Să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc, să le facem bine celor ce ne urăsc și ne fac rău, la bine să răspundem, la rău să răspundem totdeauna cu bine. Așa ne-a învățat Domnul Iisus Hristos, așa a făcut El, așa procedează și creștinii. Copilaș, așa cum am promis cadouri, am aici cadourile. Da, am aici doi oaspeți din Israel. Avem două surori din Israel. Iată, eu le văd acolo. Surorile din Israel, vă rog să veniți aici în față. Haideți, repejor, unde sunteți voi? V-am pierdut. Așa, una am văzut-o.
hai, grăbiți-vă! Hai, repejor, grăbiți-vă! Le-am luat prin surprindere, ele nu știu. Nu știau, n-a fost regizat. Mai facem surpriză, dacă e Crăciun, trebuie să avem surpriză. Ia ține. Așa. Hai, prezentați-vă voi. Ia să le spuneți la toată lumea cum vă numiți voi și de unde ați venit. Da, aveți microfon? Cum vă numiți voi și de unde ați venit? În limba română, fiți atenți! Mă numesc Iara și Joana și noi suntem din Nazaret. Auziți de unde? Da, și noi învățăm aici medicină generală la Universitatea din Medicină Isi. Așa, bine, fetele, dar eu v-am chemat aici să mă ajutați. Așa, una din voi trebuie să țină... Care e mai bună la limba română? Ia. Așa, tu ești mai bun, ține bine. Dar tu ține așa. Bine? Mulțumesc. Nu, stai că nu ți le dau ție. Ei, voi trebuie să mă ajutați să le dau la alții. Pentru voi alte cadouri, iată. Voi trebuie să mă ajutați să le dau la alții. Bine, copilaș, ascultați atent întrebarea. Cine îmi răspunde la întrebare, vine aici să ia cadou, numai că eu spun așa, să vedem și ce vârste vor fi. Cine îmi spune care este al doilea lucru care îl descrie pe un creștin? A, așa, bravo, hai vino încoace, repejor. Cum te cheamă pe tine, fată scumpă? Cum ții numele? Laura. Laura, ia-mi zi, Laura. Ia microfonul și zi. Să crezi în Domnul Iisus Hristos. Uite, aici avem o ancoră. Unde este? Iată așa. Aici este ancoră, vezi? Da. Uite, aici este o ancoră, tocmai de la Vietnam am adus-o. Și este scris aici numele Domnului Iisus Hristos. Și în Biblie este scris că credința creștinului este ca și o ancoră. Când corabia are ancoră, nu mai este dusă de valuri, de furtună în orice parte. Ea stă bine. Omul care are credință în Domnul Iisus Hristos, orice furtuni ar veni în viața lui, el stă tare, el nu se lasă clătinat, el stă tare în Dumnezeu. Cel care nu are credință este dus de valuri, portat încoace și încolo și zdrobit, distrus, distinci. Dumnezeu să te ajute, Laura, așa să fii tu totdeauna. Ancora ta să fie Domnul Iisus Hristos.
Mai departe, cine ne spune al treilea? Care este al treilea lucru care îl descrie? Așa, văd o mânuță acolo ridicată sus. Ia-mi vino aici, fată scumpă. A, dar stai puțin, că eu te întreb a patrulea. Hai, vino aici. Vino aici, a patrulea, știi? Îl știi și al patrulea. Foarte bine, hai. Să te botezi. Să te botezi. Bine. Dar tu ești botezată? Încă nu. Vei fi, te vei boteza prin credință în Domnul Iisus. Ai luat decizia asta. Foarte bine. Uite, aici am tot de la Vietnam, uite așa un cadou pentru tine, l-au făcut creștinii din Vietnam. Și aici este un peștișor. Știți că la Biblie spune că noi toți creștinii trebuie să fim pescari de oameni. Trebuie să pescuim oameni pentru împărăția cerurilor, trebuie să vestim Evanghelia. Dar pentru că peștele este în apă și pentru că botezul se face tot în apă, uite, îți dăm ție așa un cadou. Dar cum ți-i numele tău? Constanța. Constanța, vai ce fată scumpă, uite aici Constanța. Asta e cadou pentru tine. Acum să-mi spuneți al cincilea. Cine îmi spune al cincilea? Așa, ia-mi să văd unul din băieții cei de la Dănceni. Hai, tu. Tu, vino încă. Care? Zilnic Biblia. Foarte drept, să studiezi zilnic Biblia. Și aici avem cartea Cum să studiezi Biblia. Este adevărat că tu deja studiezi Biblia zilnic. Da. Ține mai aproape. Dar da, cum ții numele tău? Agrici Gheorghe. Agrici Gheorghe. Și vreau să vă zic că el studiază Biblia zilnic. Dar unde studiezi? Unde ai învățat să studiezi Biblia? La antrenament. La antrenament? Ce fel de antrenament? Taekwondo. Bravo. Cine este antrenorul tău? Domnul Igor. Și el te-a învățat să studiezi Biblia? Da. Foarte bine. Acum, uite, aici avem pentru tine o carte, Cum să studiem Biblia. Tocmai din cartea aceasta vei învăța cum să studiezi Biblia și să o studiezi mai departe. Bine? Da. Și vreau să vă zic că mai avem pentru toți copiii, acum în vacanță, în data de 26, 27, 28, 29 decembrie, va fi o tabără de zi la sala sportivă a clubului de taekwondo Stolas Leucas și acolo copiii vor face antrenamente, se vor juca și vor învăța un curs biblic. Așa că copilași, ascultați atent, puteți să vă scriți undeva, este strada Academiei 9-1 și se va începe pe data de 26 la ora... Oh, vreau să vă prezint aici cine va fi antrenoarea voastră acolo, uitați-vă aici, aveți o învățătoare grozavă. Cine din voi s-a mai jucat cu mărica? Cine știe ce înseamnă să te joci cu mărica? Așa, mai sus, mai sus. A, așa, mulți sunt acei care s-au jucat. Mărica știe așa niște jocuri și așa le organizează că și eu m-aș duce să mă joc acolo. Bine, cine ne spune care este a șansa? A șansa, este vreun copilaș aici care știe? Ian, vino tu. A, așa, vino aici. Să te rogi zilnic. Tu te rogi zilnic? Da. Dar cum ții numele tău? Onorina. Cum? Onorina. Onorina. N-am mai auzit așa nume, dar ce înseamnă numele ăsta? Onoare, ceva, onoare, Onorina. Așa? Să-i aduci mult onoare lui Dumnezeu, așa să-ți fie purtarea ta. Uite, aici avem pentru tine așa o carte, iată asta. Iată așa un manual pentru copii, Doamne, învață-mă să mă rog. Și ai să înveți aici rugăciunea Tatăl nostru, nu doar așa pe din afară, dar ai să înveți sensul la fiecare frază de rugăciunea Tatăl nostru. Bine? Acum, dar vreau să văd cei maturi. Poate cineva din cei maturi să-mi spună al șaptelea punct. Cei maturi? A, slăbuți maturi, slăbuți, slăbuți, slăbuți. Nu să... Așa, hai să vedem. Vino încoa, vino încoa. Vino încoa. Ce, a, au fost aici și alții, da? Copii aici. A, copii. Nu, mature. Aici mature am chemat. Bine. Matură, dar... Așa. Spune-ne cum te numești. A șapte dintre cei ce trebuie să facă un adevărat creștin este să se închine zilnic lui Dumnezeu. Foarte drept. Cum ții numele tău? Numesc Gabriela. Gabriela. Bine, Gabriela. Uite, aici avem... Tu despre împăratul David ai auzit? Uite, David a fost un om care s-a închinat într-un mod deosebit lui Dumnezeu. În cele mai periculoase momente ale vieții, când alții tremurau în astfel de momente și erau total la pământ, el atunci scria cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și iată aici îți dau așa un curs ca să studiezi cartea 1 Samuel din Biblie, unde este scris despre împăratul David. Mulțumesc foarte mult! Cu bucurie!
Și acum numărul 8. Cine ne-l spune numărul 8? Numărul 8. Mama sau băiatul? A, nu, trebuie că am o mărime așa mai mare. Iată acolo un băiat voinic, vino încoa. Așa, are pe jur. Ian spune care este al 8-lea? Să le spui la toți oameni despre Iisus Hristos. Foarte drept zici tu. Uite, pentru tu sport faci? Da. Ce sport? Eu fotbal. Fotbal. Bine, uite, aici avem pentru tine un tricou de la Taekwondo. Vezi, sportivii de la Taekwondo, ei spun la toți oamenii despre Domnul Iisus Hristos. Și au și așa un maio. Pe maio este pus o Biblie, mâini care se roagă și o poziție din Taekwondo. Și este scris stadia, adică studiază, pray, roagă-te și fă Taekwondo. Dar tu fă fotbal mai departe dacă îți primești bine. Da? Uite așa. Și numărul 9. Numărul 9. Tu ai zis odată așa? Ai spus ceva? Ai spus odată. Văd băiatul ăsta că ridică mânuța, dar pe el o să-l chem la numărul 10. Dar numărul 9, iată acolo numărul 9 în spate. Hai încoa. Hai încoa, numărul 9. Mă bucur să văd că ați fost atenți, copii. Da? Cum vă numiți? Dorina. Și care este numărul? Să iubești biserica. Bine, Dorina, tu faci parte dintr-o biserică? Încă nu faci parte dintr-o biserică. Uite, noi îți dăm așa un tricou de la biserica Buna Vestire. Iată, aici avem un tricou, așa, membrii bisericii noastre poartă cu bucurie așa un tricou și sperăm că ai să-l porți și tu. Iată așa, cu bucurie. Dorina. Și ultima, ia să-mi spuneți, fetele, care este ultima? Să iubești pe cine? De oameni, de tot la biserică și de oameni. Pe toți să iubești de la biserică, da? Da. Și numai de la biserică? Nu. Pe toți oameni, da, foarte oameni, bine. Da. Apoi, dar uite așa, vă dau niște bombani în formă de inimioară vouă, să iubiți pe toți oamenii, că noi tare vă iubim pe voi, tare ne sunteți scumpi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.